am ajuns să plecăm din a noastră țară să muncim în alte țări. La străini afară România s-a dus dreacu cu guvern cu tot. Pentru asta este vinovat, nu mai pot. Am ajuns să părăsim România ca să putem să ne câștigăm și noi pâine cu salariul nostru din România. N-ai să poți vreodată să plătești nici măcar chiria. Avem valori multe, dar nu s-au exploatat, deoarece guvernul nostru este de căcat. Am ajuns să credem că România noastră este doar o țară, țară de vacanță. Venim acasă doar o dată la un an, stăm o săptămână și ne întoarcem iar înapoi la muncă în țara învecinată. Și începe a plânge că nu pot sta acasă, decât las acolo părinții mei. Plec la mii de kilometri distanță de ei. Știi că mă întorc acasă iar după un an și nu știu dacă părinții vreodată o să-i mai am. Sper că înțelegeți ce vreau să spun, că guvernul ne-a pus pe toți pe drum.